Ați avut vreodată un vis umed? Sunt Dor Machiavelli și de această dată avem o întrebare foarte, foarte serioasă. Dacă ați avut un vis umed? Nu răspund la așa ceva. Nu știu, n-am avut parte de așa ceva. Salut, sunteți de mult timp împreună? Nu. Nu chiar nu. Noi vă dorim oricum o primăvară fericită. Mulțumim. Și vrem să vă întrebăm dacă ați avut vreodată un vis ud. Nu. Nu. Ce este un vis ud? Nu, eu sincer n-am avut. Ai avut vreodată vreun vis umed? Da. Ai avut vreodată vreun vis umed? Vreun vis ud? Nu. Te-ai fi dorit? Nu. De ce nu? Mai arete. Pentru că nu-mi doresc. Mai arete. Nu știu, n-am avut parte de așa ceva. Uite, noi facem un studiu despre persoanele care au vise ude. Așa. Ești una dintre ele? Nu. Nu. Dar ce înseamnă să ai un vis ud? Păi... ceva vis erotic, probabil. Mai mult ca sigur. Ați avut vreodată vreun vis ud? Nu. Nu? Dar ce este un vis ud? Salut, cu o întrebare te deranjăm. Nu consider că este prea solicitant programul studentului din ziua de azi? Nu. Nu? Nu, deloc. Cum definești tu atracția? Nu știu, asta cred că simți tu, pur și simplu când te atrage persoană, nu cred că trebuie să ai un sentiment sau ceva de genul. Deci poate și fără sentimente. Da, normal, și fără sentimente. Dacă ai atracții... Îmi place părul tău. Și... foarte interesant. Eu te atrag? Nu. Nu prea. Pa! Salut! Consider că programul studențesc este supra-solicitant? Depinde de ce facultate veți, depinde dacă ești la ce formă de învățământești, dacă ești la zi, dacă ești la... fără frecvență, la idee. Ai avut vreodată vreun visud? Nu răspund la așa ceva. De ce? Studentele de acolo, uite, de asta și râd. Spun că în fiecare săptămână au câte un visud. Vrem să întrebăm și partea masculină dacă are parte de așa ceva. Probabil, dar asta e la vârsta tânără, nu ajungi la... deci când erai copil ai avut vise ude. Mai mi-aduc aminte, probabil că da. Sincer, spun acum, nu mai știu. Student la? La medicină în ultimul an. Multă baftă, felicitări! Mersi! De unde ți-ai luat gulerul și blănița, fiindcă facem un studiu? Stai numai o secundă! Facem un studiu despre modul și comportamentul social al studenților. La ce student? Facultatea Geografie și Geologie. Foarte bine. Ești o ființă friguroasă. Ești din Iași sau ești de la munte? Nu, sunt din altă parte. De unde? Din Republica Moldova. Oh, cacaia crasivă, ia de vucica, mă, ia iubliti, bea! Da, ia voci în crasivă, ia okay. Uite, ai avut vreodată vreun vis umed? De care vis? Vis umed. Știi, noaptea când îți este frig și ești singurii, că nu te încălzește nimeni? Și cum a fost atunci? Depinde. Acum cât timp? Depinde. Sunt intervale în care se repetă, în care nu. Și credeți se repetă aceste vise ude? Nu pot. Odată la două luni, la o săptămână? Nu pot să spun. Iar ai apărut? Da, iar am apărut. Bun, întreabă-mă, care e subiectul zilei? Dacă tu cu toată alianța ta, cu mafia, cu Mișu Farfecă, da, ați avut vreun vis umed vreodată? Vreun vis ud? Umed? Da, am avut un vis umed, am făcut pipi pe mine. Da, am făcut. Deci, râs, tu n-ai făcut pe tine? Ok, dar întreabă-mă, fă-mă să râd ceva, merg pe stradă așa. Nu, eu te întreb, eu nu sunt bufon. Tu te ocupi. Tu ești bufon. Uite la muncă. Uite la muncă. Ați avut vreodată un vis ud? Ați avut vreodată în timpul facultății? În ce an sunteți? În anul 2. Anul 2. Timp de 2 ani de zile, ați avut vreodată un vis ud? Din cauza studenției? Nu. Da, v-ați fi dorit? Nu.
siguranță, nu? De ce nu? Fiindcă, uite, studentele de alături sunt, și au spus că au fost foarte relaxate, fericite și au trecut cu brio sesiunea datorită acestor vise umede. Nu știu ce să zic, probabil studentele sunt de alta facultate. Dar voi la ce sunteți? La informatică. La info. Ah, și cele de la litere rezonează? Sunt mai visătoare. Visul nu vine să aducă plăcere, atrupească persoane care îl visează? Aici deja nu cred că mai e vorba de vise aici. E realitate. De... Okay, mulțumesc! Primăvară faină! Pa, pa! Un mesaj pentru cei care au vise ude. Ok, pentru cei care au vise umede, mai spălați-vă. La muncă!